Negru pe negru, bine v-am regăsit, dragilor, pe canalul nostru de YouTube. De la telefoane foarte scumpe, flagship-uri cu niște performanțe astronomice, mergem în zona cealaltă a pieței de telefonie mobilă, așa numită zonă entry level. Iar aici este un teritoriu destul de ciudat în ultima vreme, acesta fiind populat de dispozitive care vor să pară ceva mai mult decât sunt ele cu adevărat. Producătorii folosesc o rețetă ciudată, să-i spunem așa, de plastic, cu o sticlă mai slab calitativă, procesoare subnutrite, camere cu un număr destul de mare de megapixel, dar evident, performanța acesteia este limitată software, pentru că nu poți să ai un telefon de sub 1000 de lei, cu o cameră foarte, foarte bună, pentru că altfel nu l-ar mai cumpăra nimeni pe la mai scump. Ia imaginați-vă, majoritatea dintre noi folosim telefoanele să stăm pe rețele de socializare, să facem fotografii și să ascultăm muzică de pe YouTube. Și poate, poate ne mai uităm pe Netflix. Toate acestea sunt foarte, foarte, foarte frumos băgate într-o carcasă colorată, cu design modern, care vrea să-ți ia ochii și, bineînțeles, acesta este dispozitivul despre care vorbeam adineaori, acela care vrea să pară mai mult decât ceea ce este. Dar uite că acolo în sălbăticie mai există și dispozitive oneste. Și unul dintre acestea este Samsung Galaxy M11. Pentru segmentul lui de preț îmi place mai mult. Și am să vă spun asta în minutele ce urmează, dar nu înainte să-i facem un unboxing. Și bineînțeles, telefonul este desfăcut pentru că l-am testat vreo 2-3 zile ca să mă conving că ceea ce simt și ceea ce văd este adevărat și nu este doar o iluzie pe care marketingul ți-o vinde. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Să nu mai stăm degeaba și să-i deschidem cutia. Ca și specificații, avem un Snapdragon 450, 32 de GB spațiu de stocare intern și 3 GB RAM. Nimic special sau, cum am spus mai devreme, nimic care să ne dea pe spate. În cutie avem următoarele accesorii. În primul și în primul rând, hârțogăra aia aferentă pe care nu o să o citească absolut nimeni, telefonul în sine pe care îl voi lăsa deoparte, un încărcător fast de 15W. Drăguț din partea lor să-l includă în acest segment de preț. Următorul accesoriu este un cablu USB tip C. Aleluia, am scăpat de micro USB și sper să scăpăm de această mufă cât se poate de curând. Mai departe, am avut o surpriză foarte, foarte plăcută. Avem un hands-free, da, este un hands-free, entry level, destul de banal, dar foarte drăguț că l-au inclus în pachet. Poți să asculți muzică imediat ce pornești telefonul și te conectezi la internet, poți să preiei apeluri fără să fii nevoie să ții telefonul la ureche și chestia asta mi se pare că îți completează experiența de utilizare, ca să spunem așa, din nou, în segmentul entry level. Haideți să ne îndreptăm acum atenția și către dispozitivul în sine. Materialul ales este plasticul și îl vom întâlni atât pe spate cât și de jur împrejurul display-ului. Acel buffer care atenuează șocurile atunci când scapi telefonul în colțuri. Ce îmi place foarte mult este că aceste margini curbate îți dau o aderență foarte bună atunci când ții telefonul. Chit că îl ții așa în poziția portret, chit că îl ții așa în poziția landscape. Vei avea o aderență destul de bună, iar gimnastica să ajungi în partea de sus nu este chiar atât de mare. Per total, senzația pe care o ai când ții acest telefon în mână este foarte, foarte plăcută. Evident, nu se duce deloc în zona premium, dar ca aderență, ca senzație, gripul pe care l-ai este foarte, foarte interesant. Și cumva acest telefon îmi aduce aminte de o perioadă pe care eu am îndrăgit-o în trecut, acea perioadă când existau agendele electronice, niște dispozitive cam de aceeași dimensiune cu acest telefon, unde aveam o tastatură, aveam un ecran LCD mic, 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 mic de tot și precăjit, asemănător cu acest ecran de la ceasul meu,
și puteai să introduci numere de telefon, puteai să faci calcule simple, aveai harta lumii, aveai mai multe ceasuri ca să poți să-ți dai seama de diferitele fusuri orare și așa mai departe. Ceva foarte mic pe care puteai să-l bagi în buzunar și care avea o utilitate destul de mare la vremea respectivă. Întorcându-mă acum la acest telefon, ei bine, am exact aceeași senzație. Plastic și un dispozitiv care poate să-mi satisfacă nevoile de bază în ceea ce privește comunicarea sau, bineînțeles, scrollul prin feed-ul de pe Facebook. Avem un panou PLS TFT de 6,4 inch în diagonală cu o rezoluție de 1650 de pixel pe 720, adică un ecran HD+. Dacă stai să te uiți foarte atent la acest ecran, vei observa că fontul este destul de pufos, elementele nu sunt extraordinar de bine reproduse, iar luminozitatea este destul de slabă. Vei avea ceva probleme în momentul în care îl privești direct din soare. Este un panou slăbuț, suficient ca să-ți afișeze informația de bază, informația utilă sau informația de care ai nevoie de-a lungul zilei. În ceea ce privește sistemul de operare, telefonul vine din fabrică cu Android 10 și One UI 2.0. Câteva funcționalități software vor fi limitate. Din nou, revin asupra funcționalității lui de bază. Nu am întâmpinat absolut nicio problemă în deschiderea aplicației pentru apeluri, mesaje, inclusiv această aplicație Google Keep pe care o folosesc în mod particular pentru a lua notițe. De ce? Pentru că mi se sincronizează de-a lungul dispozitivelor. Așadar, în ceea ce privește utilizarea de zi cu zi, nu văd să avem o problemă, inclusiv browsing-ul mi s-a părut destul de interesant. Am aici Vivaldi cu pagina de la GSM Arena a acestui dispozitiv deschisă. Nu avem conectivitate dual band 5 GHz. Mare atenție cu downloadurile, pentru că nu vor avea o viteză foarte, foarte mare. De asemenea, mai avem Bluetooth 4.2 fără aptX, fără aptX HD și așa mai departe. Singurul codec este doar A2DP pentru conectarea diverselor dispozitive prin Bluetooth. În schimb, avem radio FM și conectivitate USB 2.0 cu mufa de mai devreme pe care am menționat-o, acea mufă USB Type-C. Acum, hai să vorbim puțin și despre baterie. Telefonul vine cu un acumulator ce are o capacitate de 5000 de mAh și se încarcă fast charge la 15W. Având în vedere rezoluția ecranului destul de slabă, procesorul destul de slăbuț și el la rândul lui, ei bine, aceste două elemente nu au cum să consume atât de multă energie cât un Snapdragon seria 600 sau 700 plus un ecran IPS Full HD. Așadar, autonomia a fost surprinzător de bună. Am reușit să scot din acest telefon undeva la 2 zile de utilizare doar cu browsing, ceva muzică ocazional pe YouTube și scrolling pe rețelele de socializare. Ceea ce mi se pare mai mult decât util. Hai să vorbim acum și despre camerele acestui dispozitiv. Avem 13 megapixeli, senzorul principal, urmat de 5 megapixeli, un senzor cu lentilă ultra-wide și la final avem 2 megapixeli degeaba, adică depth sensor. Este un senzor care te ajută la crearea efectului de bokeh. Și de ce i-am spus degeaba? Ei bine, pentru că trebuie să îndeplinească trendul actual, să avem două sau trei camere și așa mai departe. Și am văzut acest obicei nu doar la Samsung, ci la toți producătorii de pe piață, în afară de Pixel, care nu prea pune camere și abia s-au dat și ei pe dual camera, ca să spunem așa. Calitatea în sine nu este satisfăcătoare. Nu-ți imagina că o să creezi niște fotografii super artistice decât dacă îndeplinești niște condiții foarte, foarte stricte. Și acestea sunt, evident, lumina, subiecte destul de simple, nu-ți imagina că o să faci poze la peisaje și o să te bucuri de o rezoluție foarte bună și de o calitate foarte bună. Dar, camera este suficientă pentru fotografierea pozelor, fotografierea unor elemente pe care vrei să le trimiți cuiva, vrei să le afișezi în fața altcuiva, este suficientă pentru crearea de documente PDF,
din poze. Acum, hai să vorbim și despre camera de selfie, care și ea la rândul ei există, are 8 megapixeli și este ascunsă aici într-un punch hole. Nu este o cameră extraordinar de bună, dar suficientă pentru apeluri video, conferințe și așa mai departe. Acum, pentru cei care au un buget destul de limitat și își caută un telefon mobil în zona aceasta de preț de 700-800 de lei, ai putea să-ți îndrepți atenția către Xiaomi sau Huawei. De ce? Pentru că acele modele de telefoane au camere o idee mai performantă, au niște ecrane Full HD, unele dintre ele au niște panouri IPS destul de bine calibrate și atunci ai putea să ai mai multă flexibilitate în ceea ce privesc performanțele sau caracteristicile unui dispozitiv mobil. Cam asta ar fi de spus despre Galaxy M11. Nu este un telefon care să te dea pe spate, dar este un telefon pe care îl pot recomanda cu cea mai mare ușurință persoanelor care au un buget limitat, vor un telefon secundar, vor un telefon pentru seniori sau vor să introducă seniorii în zona aceasta smart a tehnologiei sau pur și simplu nu dau doi bani pe tehnologie și vor un dispozitiv la care să vorbească, să dea mesaje, să stea pe rețelele de socializare și cu asta basta. Au nevoie de informație afișată și nu le pasă de ce ecran are un telefon mobil. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos.